Hei, salut, prieteni! Ăsta e un draugr, Un fel de... zombie, care nu e neapărat un zombie, dar viking. Adesea, un draugr este definit ca fiind un revenant. Deși ăsta este un barbarism, cuvântul original venind din limba franceză și fiind revenant, și însemnând reîntors. Și ca să definim un drauger așa cum ar trebui definit un draugr, trebuie să-l comparăm cu o fantomă. Pentru că, spre deosebire de o fantomă, acesta are un corp fizic. Și deci, un drauger este o fantomă cu un corp fizic. În ceea ce le privește aspectul, sunt clasificați în funcție de culori. Nici măcar nu voi încerca să le pronunț pentru că știu că n-am nicio șansă, dar prima ar trebui să însemne albastru ca moartea, iar a doua palid ca un cadavru. Și să nu uiți un necunoscut pentru forța supraomenească și mirosul de putrefacție. Se pot transforma în foci, un taur schinguit, un cal cu spatele rupt, fără urechi și coadă, și o pisică care stă pe pieptul unui om care doarme și devine din ce în ce mai grea cu scopul de a-l sufoca. Și faza e că sunt oarecum imun la arme, așa că singurul fel prin care poți învinge un draugări este dacă îl decapitezi, îi dai foc și împrăștii cenușa nocean să știi că nu se mai întoarce.